Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Producție Doctorul Minune a ajuns în preferințele multor telespectatori români deoarece a adus în prim plan o poveste de viață impresionantă și tulburătoare a unui tânăr medic rezident bolnav de autism, Ali Vefa care a surprins prin inteligență să incredibilă și prin ambiția și determinarea lui de a lupta pentru marele lui vis de a deveni un chirurg competent și renumit, dar și pentru a-și întâlni marea dragoste, în ciuda deficienței sale. Ali, Tanner Olmez, este un tânăr care are sindromul savantului, adică o boală asemănătoare cu autismul, numai că persoanele afectate de acest sindrom pot deveni genii într-un anumit domeniu științific sau artistic. Din cauza acestei afecțiuni, Ali are o viață grea. Când era mic, nu avea niciun prieten și suferea de agresiunea copiilor din cartier. De aceea, fratele său mai mare trebuia să aibă grijă de el tot timpul. Când fratele său moare, Ali este considerat vinovat de moartea lui și este abandonat de familie. După aceea, este dus la un orfelinat, unde face tot ceea ce poate ca să supraviețuiască. Până la urmă, Ali ajunge student la medicină și termină facultatea cu rezultate spectaculoase, în special datorită unei memorii ieșite din comun și a unor abilități speciale pentru meseria aleasă. Dar din cauza sindromului său, CV-ul este respins la multe spitale unde a aplicat ca să poată să practice. Profesorul Adil Kerehauskan, care lucrează ca director la unul din spitalele din Istanbul. Cunoaște condiția specială a lui Ali și vrea să-i ofere posibilitatea de a avea o viață normală. Adil încearcă să-i convingă pe directorii spitalului să-l accepte pe Ali pentru instruire, și astfel îl cheamă pe Ali la un interviu în Istanbul. Tânărul acceptă și călătorește la Istanbul pentru prima dată în viața sa. Când ajunge la aeroport, se se confruntă cu o urgență: un copil este rănit grav de o bucată de sticlă care cade din tavan. Ali face manevrele necesare acolo, pe loc, și salvează viața copilului. În acest timp, lumea îl filmează și distribuie clipul pe rețelele sociale ca pe un miracol. Însă, din cauza ajutorului acordat copilului, Ali nu ajunge la timp la interviu. Drept urmare, directorii spitalului nu vor să-l accepte ca rezident. Deși văd filmulețul viralizat de pe internet, când și ziariștii încep să-l caute pe Ali. Medicii șefi încep să se răzgândească și el primesc la spital pentru o perioadă de șase luni, fiind avertizat că dacă face chiar și o singură greșeală în această perioadă de probă, va fi dat afară, iar Adil va fi nevoit să demisioneze. Nazli, Sinemun Sal, o doctoriță chirurg pediatric din spital, are încredere în Ali și face tot posibilul să-l susțină. Tânărul rezident se mută într-un apartament și devine vecin cu Nazli. Mai mult, fiind colegi de serviciu, pe măsură ce trece timpul, încep să se apropie.